Gata. A mâncat, e schimbat și acum la doctor cu el. Doamne, mamă, cum trece timpul. Da. Mâine, păi mâine la grădiniță, păi mă la școală, urmă. Dar ce faci mai aici? Mi-a crescut un fir de păr în nas. Aoleu, mai umblam încât se irită, vină cu coa la lumină. Vezi că-i lumină. Stai să caut, să văd. Doamne, Marcelica, pupa-ți aș tălpile. Mâine, păi mine, crește și pleacă de acasă, după cine știe ce bagavant. Aoleu, Marcele, ești din gură. Nu mă mai supăra și tu. De ce am impresia că nu e vorba de Ioan? Ce-a făcut Sorin? Și-a petrecut noaptea la aia, mamă. Aia? Sora lui Petru, eutanasia. Anastasia, tata. Probabil. Nu e ușor. Mă, la lungul. Încet, stai așa. Bă, mamă, mă. S-a profitat de el că e naiv și plăpând. Ai grijă. Mama, îți dai seama că și lui i-a plăcut, că altfel nu stătea cu ea toată noaptea, că doar nu l-a legat de pat. Da, cum să-ți placă, mamă, de aia? Are gusturi ciudate, moștenite la neamul tău. Ai grijă. Ai dreptate, mă, că nu vezi eu ce-am luat? Taci! Ușor! E tot acolo, e. Mai ciupit de nas. Ața și năvodul măsii. Bine, bine. Lași. Mama, Sorin e mare. Face ce vrea cu cine vrea. Dar cu aia, mă. Eu zic să nu mai fiți așa, pentru că mâine, păi mâine pleacă de aici și după aia o să te întreb de ce nu mai vorbește cu voi. Păi dacă l-am brobodit aia. Hai că eu am plecat, că n-am chef să mă enervez. Da, iubitul meu, mergem la rău. Că-i strâmbă căciulițe. Da, așa, încet. Bă, nepoțelul, mama. Hai. Aia. Ba, așa. Cască. Ba, ba. Iubire. Marcelica, Marcelica. Să-i lași căciula pe cap, că-i plâncă drum. Hai, pa. Pa. Fericit, a luat 10 pe linie. Da. Sănătos. Tun. Da. Și asta doar pentru că ai așa bine grijă de el. Ei, fac și eu ce pot. Haideți, lăsați. Ești o mamă foarte bună. Și Ioan e un copil foarte cu minte. Seamănă cu mine. Ce zici, că seamănă cu tine? Păi, nu? Mhm. Tu cu minte? Măcar când eram copil. A, da. Somebody catch me, Lord. Mulțumim că stai cu noi cât mai mult. Chiar încerc. Apar tot felul de probleme, dar pentru voi doi o să-mi fac întotdeauna timp. Apreciez. Sunteți familia mea. Ce? Dana, eu... lipsit asta. Și mie. Dana, eu... Răspunde. E Gabi. Normal, m-a simțit. Da. Alo, unde ești? Ce treabă-i tu? N-am zis că luăm fata să o scoatem în parc. Azi? Da, Pavel, azi. Haide, că eu sunt deja la centru. Nu dă bine dacă o iau eu singură. Ok, ok, hai că vin acum. Pleci? Da, că am uitat, e o întâlnire cu Gabi și cu avocați. Avem cu avocați. Și-a luat Gabi avocat? Da, pentru partaj. Că, da. Și da, ce partaj? Totul e al tău. Teoretic, da, dar practic e un pic mai complicat. E o treabă cu... Da, îți povestesc eu, da? Bine, hai că am plecat. Hai, pleci. Așa. Mamă, ce aș mai sta un pic.
cam băiat. Pa. Cred că e foame. Dana, mă auzi? Ce? Dar tu ce? Mă gândeam așa. Pe la ce? Cred că mai simt ceva pentru Pavel. Cum așa? Păi nu știu. Azi, când ne-am întors de la doctor, ne-a lăsat acasă și dintr-una într-alta am... Exact. Stai un pic. Hai, ia vei. Uite. Uite. Vino cu-o, vino cu-o. Ce nu? Mami, tati-mi puteți la înghețată? Da. Cine e aia? Mami? Tati. N-avem. Păcăleală. Hai să mergem.